Salut și bine te-am regăsit! Sunt Laura de la Picturia și astăzi vreau să vorbim puțin despre mandale. Da, este un subiect pe care l-am mai abordat și în trecut și poate și în viitor îl voi mai aborda. De data aceasta însă, ceea ce vreau să facem deosebit este faptul că nu vom picta o mandală pe piatră, nu vom face o mandală micuță, ci vom picta pe ceva mai mare și în premieră vom picta pe o pânză rotundă. În trecut mi-am dorit să pictez pe o astfel de pânză rotundă, dar nu prea se găseau. Acum însă am găsit cu ușurință o astfel de pânză la Craftix Art. Există pânze rotunde de diverse dimensiuni, dimensiunea fiind exprimată în diametru de această dată. A mea este o pânză de dimensiune 20 de cm, are diametrul de 20 de cm. Pentru a picta modelul nostru de tip mandala pe această pânză, am să folosesc vopselele Artix, vopsele acrilice, cremoase și cu o bună acoperire. Pe lângă nuanțele standard, să zicem așa, există în gama de culori Artix și nuanțe pastelate, adică sunt nuanțe de galben, roșu, verde, albastru, mai deschise în amestec cu alb, practic astfel încât nu mai este nevoie să le amesteci tu, să iei un roșu clasic, standard, și să-l amesteci cu alb pentru a obține un roz. Avem deja, direct la tub, un roz pastel. Și mă voi folosi de aceste culori pentru că ele dau foarte bine atunci când sunt folosite în cadrul unei mandale pe un fundal închis. Vreau să vă spun că în afară de faptul că aceste nuanțe pastelate dau bine pe un fundal închis atunci când pictăm mandale, ele sunt des utilizate și de către artizani atunci când decorează anumite obiecte, cum ar fi cutiile sau tăvițe, rame, tot felul de obiecte din lemn. Și am să fac și eu un astfel de proiect în viitor. Acum, revenind la pânza noastră și ideea aceasta de a face o mandala pe ea, cu puncte mai mari decât o mandala pe care ar fi fost făcută, să zicem, pe piatră, în prima fază va trebui să vopsim, să colorăm pânza cu o culoare mai închisă. Se poate folosi și direct negru, dar eu am preferat să merg pe un gri închis pe care l-am obținut din amestecul de negru cu puțin mov, violet. Pânza aceasta rotundă este fixată pe un șasiu rotund, deci o parte din lemn, cum se vede pe spate, prinsă cu capse, și acest lucru ne permite practic să o agățăm acolo unde vrem să o punem la final, pe un perete, fără a fi nevoie de ramă. Și datorită acestui lucru m-am gândit că trebuie inclusiv această margine a pânzei să o vopsim cu nuanța noastră de gri-violet. După ce s-a uscat stratul de vopsea acrilică, am făcut o schiță care nu prea se vede tocmai datorită faptului că este destul de întunecat acest fundal, iar schița pe care am făcut-o are o fel de formă de floare și pentru a putea continua să lucrăm, această schiță am să o întăresc, în ghilimele, punctând cu alb un contur. Pentru acest fel de punctare, cu puncte mici în relief, se folosește un contur 3D, un liner, pe care în mod tradițional s-a inventat pentru a fi utilizat la vitralii, dar acum se folosește foarte des și la punctare. Dacă vreți, puteți să trasați linii ale conturului în loc de puncte, dar eu prefer să rămân în această constanță, în a face întreaga pictură pe această pânză doar din puncte și fără a trasa linii. Mai departe vom face puncte în interiorul fiecarei petale a florii pe care i-am conturat-o cu puncte albe. Pentru aceasta recomand o paletă care are adânciturile suficient de adânci, astfel încât să putem amesteca acolo o cantitate de vopsea. Și asta pentru că avem nevoie de anumite amestecuri, vreau să obținem un gradient și atunci nu este suficient să folosim exact culoarea din tub. Culoarea din tub, să zicem, este o culoare deschisă spre medie, dar avem nevoie de cel puțin 3 tonuri ale acelei culori.
De aceea vom amesteca un roșu crimson obișnuit, tot de la Artix, cu un roze de la Artix și obținem ceva intermediar. Pe urmă, folosim și rozeul ca atare, dar într-un alt locaș al paletei vom amesteca roze cu puțin alb și obținem o nuanță și mai deschisă. Putem avea 3-4 tonuri ale aceleași culori pentru a avea un efect frumos pe petalele florii. Pentru că nu știu încă exact cum vreau să arate cercul interior, mijlocul florii, m-am gândit atunci să încep cu exteriorul și pentru aceasta am să folosesc albastru. Vreau ca spre interior să vin cu culori mai calde, să închei cu galben, să zicem. Și atunci încep din exterior cu albastru. Vom face punctele cele mai mari în partea cea mai lată a petalei, urmând să apelăm la dimensiuni mai mici ale instrumentelor de punctare, pe măsură ce ne apropiem de partea mai îngustă a fiecărei petale. Și totodată vom schimba nuanța astfel încât să obținem gradientul pe care îl dorim. Punctele vor ieși perfect dacă folosim o vopsea cu acoperire bună, cum este Artix, și mai ales dacă o vom dilua în așa fel încât să aibă consistența potrivită. Și pentru acest lucru am pentru voi un video anume făcut în care vă arăt cum se pregătesc vopselele pentru tehnica punctului. Acest video îl găsiți în comentarii, în descriere și în partea de sus a videoului. Un alt lucru foarte important, specific anume pentru acest model pe care îl fac acum, este, atenție, să facem punctele de la rândul următor intercalat față de punctele rândului anterior. Adică pe fiecare nou rând care urmează să-l facem, vom așeza punctul puțin între două puncte care le-am făcut deasupra. Desigur, fiind o pictură manuală, acest lucru nu va fi extrem de perfect matematic, nu o să ne iasă perfect. La un moment dat va fi destul de greu să înghesuim punctele așa alternativ între fiecare rând, să fie între punctele rândului anterior, mai ales atunci când trebuie în același timp să ne concentrăm și pe faptul că micșorăm punctele acolo unde se micșorează și capetele petalei. Deci sunt două lucruri la care trebuie să fim atenți deodată, la dimensiunea punctului și așezarea lui. La final însă, când întreaga petală este acoperită, când întreaga floare este terminată, aceste mici imperfecțiuni unde n-am reușit să potrivim perfect punctul, nu sunt foarte vizibile, mai ales când o privești de la distanță, nu-ți dai seama absolut deloc că anumite puncte poate nu sunt perfecte, nu sunt perfect așezate. Ele sunt perfecte pentru că folosim aceste unelte, avem și concentrația vopselei, diluția ei ideală, perfectă, astfel încât să ne iasă punctul rotund, nu oval sau pătrățos sau mai știu eu cum. Dar așezarea în spațiu a punctelor este un lucru mai dificil care nu prea ne iese de fiecare dată perfect, mai ales începătorii se confruntă cu această problemă. Sunt puțin cam răgușită astăzi, abia vorbesc, pentru că tocmai am ieșit dintr-o răceală urâtă de primăvară. Dar fiindcă tot veni vorba despre primăvară, vreau să vă spun că pe o astfel de pânză rotundă putem să pictăm nu neapărat ceva geometric, o mandala, putem să pictăm o floare frumoasă, un buchet de flori și chiar de ce nu peisaje. Abia aștept să pictez și un peisaj de primăvară, momentul în care am să fiu puțin mai bine cu sănătatea. Forma pânzei nu trebuie să fie ceva ce să ne îngrădească, din contră, orice subiect poate fi pictat pe orice fel de pânză și este chiar mai interesant dacă luăm același subiect și îl transpunem pe o pânză rotundă sau ovală în loc de una dreptunghiulară clasică. La final, dacă nu suntem mulțumiți de cum arată culorile pe pânza noastră după ce am terminat modelul petalelor cu puncte, putem să facem modificări. De exemplu, mie nu mi-a plăcut cum arată gradientul albastru de la acele petale
exterioare și de aceea am decis să schimb acest lucru. Și cum am făcut? Pur și simplu am repictat din nou puncte peste puncte. Deci se poate face acest lucru fără absolut nicio problemă. Important este să folosești același instrument, astfel încât punctul să aibă aceeași dimensiune pentru a acoperi întreaga suprafață a punctului anterior. Și în felul acesta am schimbat gradientul. Dacă înainte aveam un albastru mai închis pe mijloc, acum am un albastru închis într-un capăt până spre albastru foarte deschis în celălalt capăt. Și așa am obținut un efect de spirală atunci când privești floarea de la distanță, să zicem. A fost ușor de pictat această mandală pe pânza rotundă pentru că am putut să învârt pânza în mână astfel încât să pictez într-o poziție comodă fiecare petală. Este important să avem o poziție comodă atunci când punctăm, altfel este posibil să nu ne iasă bine punctele. Aștept să-mi spuneți și voi în comentariile acestui video ce anume ați vrea să pictați sau vă închipuiți că ați putea picta pe o pânză rotundă. Până data viitoare, spor la pictat și aștept ideile voastre în comentarii. Pa, pa!